Bine ai venit în bucătăria mea! Astăzi o să-ți propun o salată pe care eu de obicei o pregătesc pentru familia mea. Pentru a pregăti această salată avem nevoie de salată creață mixtă, cârnăciori sticks, măsline Kalamata, năut, ceapă roșie rondele și o roșie. Pentru început o să ne ocupăm de dressing-ul acestei salate, care va fi alcătuit din o linguriță de muștar clasic, pe care o să-l amestecăm cu o linguriță de miere, o linguriță de oțet de mere și o linguriță de ulei de măsline extra virgin aromatizat cu salvie, rozmarin și usturoi. Dressingul este gata. Acum o să tăiem roșia. Acum avem nevoie de o farfurie specială pentru salată și o să începem să le punem, să punem toate ingredientele, roșiile. Continuăm cu măslinele Kalamata. Înainte de a pune dressing-ul, fii atent să-l omogenizăm din nou. Vă asigur că această salată are un gust excepțional de bun. Puteți să o pregătiți și pentru cei mici și pentru cei mari. Eu vă urez poftă bună!